În 15 comune din județul Timiș vor fi montate detectoare de fum și monoxid de carbon pentru populație. Acestea sunt Tomești, Sacoșul Turcesc, Dumbrava, Moravița, Lovrin, Betausen, Sâmpetru Mare, Balin, Stopolovățu Mare, Denta, Tormac, Comloșu Mare, Nădrag, Pietroasa și Libling. În 7 martie a avut loc o ședință la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență în acest sens. Aceasta a fost prilejuită de demararea la nivel național în cadrul săptămânii protecției civile a campaniei Detector pentru Viață. În acest sens, pompierii militari timișeni împreună cu autoritățile publice locale vor identifica locuințele care se încadrează în criteriile de acordare a detectoarelor. Acțiunea își propune să evidențieze importanța montării unor astfel de dispozitive cu rol de avertizare, semnalând imediat apariția unui incendiu sau a scăpărilor de gaz. Demersul face parte dintr-un proiect național în care un număr de 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon donate de Eon și Delgaz Grid vor ajunge în locuințele românilor cu ajutorul pompierilor de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență.